Bună ziua și bine v-am găsit la cel de-al 10-lea laborator de programare Java. Dacă săptămâna trecută discutam despre multithreading avansat, să zic, cum putem utiliza mai multe fire de execuție în același timp, cum putem aștepta după un fir de execuție să-și termine execuția, poate puțin despre interfața callable și restul. Săptămâna asta vom continua cu un alt topic, un alt subiect, și anume cel legat de sockets. Sockets la nivel de rețea. Acum, ce e un socket din acesta? Bineînțeles, socket de rețea vorbim. Da? Îl putem considera ca fiind un canal de comunicare prin care două noduri de rețea, în prezent însemnând asta două dispozitive, că nu putem să zicem neapărat calculatoare, că avem tot felul de dispozitive inteligente, schimbă date în mod direct, da? Comunică în mod direct. Putem gândi ca o conductă care leagă două calculatoare, prin acea conductă trec date. Ce înseamnă date? Bineînțeles, bytes, da? Șiruri de bytes. Ce reprezintă acei bytes depinde de la caz la caz. De obicei, informația nu se transmite în mod continuu, ci împachetată, dacă vreți, în niște pachete. O să descoperim azi că există clase care chiar așa se cheamă. Și atunci împachetăm informația asta, o trimitem către celălalt calculator, celălalt calculator ne răspunde. Bineînțeles, există mai multe modalități de comunicare sau mai multe scheme în cadrul rețelei. De exemplu, putem comunica peer-to-peer, calculator către sau dispozitiv către dispozitiv, da? Deci sunt doar două dispozitive legate în mod direct și trimit date unul către celălalt și atât, nu trec printr-un server. Sau poate există acea schemă de tip stea, un calculator central care joacă rol de server și mai mulți clienți conectați la acel calculator. Există și posibilitatea asta. Acum, trimiterea asta de pachete se face respectând un protocol ca cele două calculatoare să vorbească aceeași limbă până la urmă. Ca să știe unul ce trimite, celălalt ce primește, e nevoie de un protocol comun. La fel ca la doi, să zic, vorbitori, ca să se înțeleagă o persoană cu alta, e nevoie de un limbaj comun. Nu poate să vorbească unul în italiană și celălalt în franceză și să se înțeleagă. La fel se întâmplă și aici și atunci există diferite protocoale. În zilele noastre, cele mai utilizate, de-a lungul timpului au fost tot felul de protocoale, dar în zilele noastre majoritare au rămas UDP, care vine de la User Datagram Protocol, și TCP, Transmission Control Protocol. Între cele două, probabil că știți că TCP e cel mai utilizat. Și există și alte protocoale care sunt construite peste aceste protocoale. Și un exemplu e, de exemplu, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, care e construit peste TCP. Sau protocolul FTP, de exemplu, File Transfer Protocol, sau protocolul SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, FTP pentru upload și download de fișiere de pe un server, SMTP pentru server de mail-uri, pentru trimiterea și primirea de mesaje, etc. Hai să ne creăm întâi un proiect. File New Java Project, să zic eu Lab 10, Finish. Și ce vom face noi? Vom crea atât serverul, în primul rând vom crea un server și un client peer-to-peer care comunică prin protocolul UDP. Da? Deci o să am un singur client, un singur server și le comunică. Serverul trimite mesaje către client, clientul trimite către server. Într-o astfel de schemă, să zic, serverul și clientul pot fi aleși în mod aleator, adică dacă eu vreau să comunic cu un alt calculator, nu prea contează care dintre noi e serverul principal. Probabil că cel care pornește programul primul va fi ales server și cel care pornește al doilea va fi ales client. Cam în felul ăsta funcționează lucrurile, dar nu neapărat. Da? Deci vom comunica peer-to-peer folosind UDP. Și atunci, în Eclipse, de exemplu, există posibilitatea să scriu în același proiect mai multe clase care conțin funcția main. Am voie să fac asta în funcție de ce fișier am selectat când au run, acel fișier este executat. Mai multe funcții main în Eclipse înseamnă mai multe procese, da? Deci nu mai multe fire de execuție, le creăm noi derivând clasa thread sau interfața runnable, ci înseamnă mai multe procese, mai multe executabile, dacă vreți. Și hai să ne creăm cele două clase, deci clic stânga, clic dreapta pe sârâcă și o să zic new package raw.as.acs.server și încă un pachet, clic stânga, clic dreapta, new package raw.as.acs.client.
În regulă. Hai să ne creăm serverul prima dată, pentru că vom porni serverul și apoi vom aștepta un mesaj de la client. De ce o să fac lucrul ăsta? Pentru că trimiterea și primirea de mesaje prin UDP, dar și prin TCP funcționează similar, dacă vreți, pleacă de la ideea de a trimite sau primi un pachet, un pachet real mă refer, da? Printr-o firmă de curierat. Și anume, eu ca să trimit un pachet, trebuie să știu adresa destinatarului, da? Ca să ajungă undeva. Și atunci când știu adresa, o scriu pe pachet, de obicei scriu și adresa mea, ca dacă n-ajunge să mi se întoarcă înapoi, da? La nivelul expeditorului, chem firma de curierat, trimit pachetul. Pachetul a ajuns la destinatar. Dacă destinatarul vrea să-mi trimite un pachet înapoi, nu nevoie să știe de la început care e adresa mea. Se poate uita pe pachetul primit, vede adresa expeditorului, o trece ca destinatar, se trece el ca expeditor și trimite pachetul înapoi. Ceva similar o să facem și noi. O să pornim serverul. Serverul nu o să știe de client, doar clientul o să știe de server. Din acest motiv, clientul va fi primul care trimite un pachet. Când pachetul respectiv a ajuns la server, serverul va ști adresa clientului. Da? Și va putea răspunde cu un alt pachet. Hai să ne creăm serverul. O să dau click stânga, click dreapta, new class. O să zic UDP server, da, la user datagram protocol și bifăm public static void main. Da, va fi nevoie să fie executabil acest fișier. Dăm finish. Acum, cum e identificat la nivel de adresă un calculator? Păi, prin IP. Da? IP-ul e adresa, respectiv, ca să pot utiliza mai multe procese, mai multe programe care fac diferite lucruri la nivelul acelui IP, există o delimitare mai precisă. Cumva ca să facem o paralelă cu lumea reală, ca și cum am avea adresa, strada Ion Luca Caragiale numărul 20, și la adresa respectivă e un bloc și după aia trebuie să specifici și apartamentul. Apartamentul 5, apartamentul 20, da? Ca să știe exact unde se duce firma de curierat cu coletul. Ceva asemănător se întâmplă și aici, anume am nevoie de adresă, de IP și de un port. De obicei, o parte din portul sunt utilizate deja de sistemul de operare. Da? Ele sunt de la 0 la 65.535. Parcă. Și atunci e nevoie de un port ales astfel încât să putem face comunicare. Acum, dacă e să deschid eu aici un calculator ce e command prompt, da? Cum pot afla porturile libere? Pot să spun netstat netstat-an și văd o listă cu toate IP-urile și toate porturile. Da? De exemplu, astea sunt porturile pe TCP, da, care astăzi nu ne interesează. Și astea sunt porturile pe UDP utilizate, da, 3702, 5004, 49535 și așa mai departe. Da? Aici avem IPv4, vedeți că el e compus din 4 grupări de câte 3 cifre. Aici, ăsta mai ciudat, e un IPv6. Da? Pentru că de-a lungul anilor combinațiile posibile de 4 grupe de către 3 cifre s-au terminat. Din ce în ce mai multe dispozitive au fost conectate la internet, telefoane inteligente, acum avem și Internet of Things, tot felul de senzori. Acum nu ar avea toate IP-urile unice, dar oricum a crescut foarte mult numărul de dispozitive conectate la internet și atunci a fost nevoie de destul de multe IP-uri, s-a terminat combinațiile posibile și atunci s-a trecut de la un IP care are 4 grupe de către 3 cifre decimale la un IP care are 1, 2, 3, 4, 5 grupe de câte 4 cifre hexadecimale. Deci combinațiile sunt mult mai multe, combinațiile posibile. Eu o să aleg ca și port 7777, care văd că nu-i folosit. Da, nu apare aici în listă. Ok. Hai să pornim serverul și o să folosesc un tried resources, da? O să zic trial și apoi un datagram socket, da, datagram pentru că suntem pe UDP, datagram socket, un channel, socket, egal cu new datagram socket și de obicei pentru port, pentru server se specifică portul, da, e new datagram socket de
port. Și hai să-l punem undeva aici la început. Final int port egal cu, spunem că 47. Da? Și atunci nu tot gram socket de port. Ăsta poate să arunce excepție și atunci zicem catch IO exception. Da, input output exception e e.printStackTrace. Ok. Da, am deschis portul. Deci portul acesta e acum available și ascultă. Așteaptă primirea unui pachet. Hai să vedem cum arată un pachet. Ca să pot primi un pachet, e nevoie să am un buffer. Bufferul respectiv va fi folosit pentru citirea datelor. Vă spuneam că datele sunt nimic altceva decât șiruri de bytes. De fapt, sunt bits dacă vreți, dar știți că cea mai mică unitate accesibilă din memoria unui calculator nu e bitul, ci e byte-ul, grupări de câte 8 bits. Ok. Și atunci o să fac un byte array, da? Și spunem buffer, da, egal cu new byte și hai să-mi iau un buffer de 256. Deci acum deschid un pachet, da, datagram packet. Packet, o să zic, egal cu new datagram packet. De buffer, da? Lungime, buffer.length și primesc acest pachet, socket.receive the packet. Acum, această instrucțiune este o instrucțiune blocantă pentru firul de execuție în care este executată. Adică, până nu se primește un pachet, programul meu, firul de execuție în care această instrucțiune este executată, rămâne blocat și așteaptă. Când a primit pachetul, trece mai departe. Adică eu acum chiar dacă afișez, de exemplu, conținutul pachetului, afișarea se va face doar în momentul în care a și primit pachetul respectiv. Și nu o să fac altceva decât să-l afișez pe ecran, dar prima dată va trebui să convertesc din array de bytes în ciofiel. Eu o să lucrez cu stringuri. Da? Deci serverul o să trimită un string, clientul o să trimită către server, serverul o să trimită un string către client, clientul o să trimită un string către server. Și atunci, de exemplu, o să zic string, hai să zic received message, da? O să fie new string, deși string are constructor care acceptă byte, da? Byte array. Deci o să fie new string de buffer, de, hai să zic, packet.getData, ca să-mi dea toată valoarea în caz că bufferul, că ce string trimit eu e mai mare 256. Nu o să fie cazul, dar ca idee. Ok. Și o să zic acum un sysout, system.out.println, receive message. În regulă. Noi putem să executăm codul ăsta. Dacă executăm, o să vedeți că el pornește, dar așteaptă, rămâne blocat pentru că n-are cine să-i trimită un pachet și atunci va rămâne blocat în a aștepta un pachet nou. Hai să spunem aici chiar un, după ce am făcut try, să zic un sysout, server started, on port plus port. Dacă să știm noi că a pornit serverul. Uite, îl pot și porni. Dar ca idee, n-ai lăsat să pornească. Și eu zic că serverul stat de un port 7777 și rămâne așa. Da, vedeți că încă se execută. Până când nu primești un pachet, nu va putea continua execuția. Dar dacă încerci să-l pornești din nou, va avea o eroare de genul ăsta. Cannot bind. Adresul ready in use. De ce? Pentru că există deja un server care ascultă pe portul 7777. Și atunci nu se mai poate crea încă un server care ascultă pe același port. De obicei, când lucrez în Eclipse și în consolă am mai multe aplicații, folosesc, mă duc aici în iconița asta cu Display Selected Console și văd toate consolele aferente sau toate aplicațiile ce rulează. Și, de exemplu, vedem că avem unul de pe server terminated, ăsta care a crăpat, și dacă dau click aici, e celălalt care încă rulează și îl pot opri, de exemplu, de aici. De aici, dacă vreau, șterg toate consolele. Nu așa cum au dispărut toate. Hai să ne creăm atunci și să ne creăm și clientul, da? Ca să putem testa, chiar să trimitem un mesaj. Și atunci o să mergem în client, click stânga, click dreapta, new class, îi spunem UDP client. Da? Am uitat să pun public static void main, nicio problemă, o scriu aici. Public static main string
Arts. Da, ceva de genul era. Clientul va folosi și el un socket, da? De obicei clienții nu precizează portul, da? Deci pot să zic un try. Nu-l precizează pentru că se va alege unul random ce va fi utilizat de client. În cazul meu, când voi testa, bineînțeles, și clientul și serverul vor fi pe aceeași mașină, laptopul meu. Dacă două mașini, două dispozitive sunt în aceeași rețea, da, ele pot comunica folosind programul scris de noi în mod direct. Programa se pune când rețeaua e deja folosește tot felul de rutere, pentru că s-ar putea ca IP-ul precizat să nu fie un IP real. Și lucrul ăsta se întâmplă. Eu am un IP dacă mă duc acum și scriu IP config. Dacă mă duc pe un site ca What is my IP, văd că IP-ul meu e diferit. Da? Deci în rețeaua, în LAN, am un anumit IP. Când ies în exterior cu IP public, am un alt IP dat probabil de dispozitiv de rețea. Așadar, eu pot comunica cel puțin pe codul pe care îl scriu doar în rețeaua mea locală. Dacă folosesc IP-ul respectiv, cu IP-ul public e mai complicat pentru că sunt mai multe dispozitive care au același IP public și trebuie cumva rutat call-ul către IP-ul meu. S-ar putea să meargă, nu sunt un expert în rețelistică, dar sigur în mod direct va merge pentru o rețea locală. Ok, hai să zicem datagram socket. Hai să zic și astea socket egal cu new datagram socket. Închidem try-ul, spunem catch aici și spunem I exception. E. E.printStatTrace. Ok. Clientul va face ceva opus serverului, adică va folosi, va transforma un string în byte array, îl va împacheta într-un packet și îl va trimite către server. Așadar pot să zic un string message egal cu hi. Apoi transform mesajul în byte array, ca să-l pot trimite, byte array, să zic bytes, egal cu message un get bytes, da? Clasa string are metodă care îmi transformă din string în array de bytes. Asta e și motivul pentru care am ales-o. Când am ales ceva mai complicat și am ales să transmit doar string-uri. Oricum, în majoritatea timpului, probabil că știți că prin rețea circulă șiruri de caractere. Mă refer pe protocoale standard, de exemplu și HTTP, un protocol care comunică prin text. Hypertext Transfer Protocol. Ok, am acest message.getbytes și hai să-l trimit. Da? Deci o să am datagram socket. Egal, nu socket, datagram packet, pardon, datagram packet, pachetul, packet, egal cu new datagram packet și acum o nu o să folosesc constructorul cu doi parametri, ci o să-l folosesc pe cel cu patru parametri, și anume bufferul, lungimea, adresa și portul. Acum, care e adresa și care e portul? Păi adresa și portul serverului, da? Și hai să șterg aici puțin. Hai că portul știm că e 7777, dar adresa care e adresa serverului, având în vedere că suntem pe această mașină? Localhost e adresa. Sau 127001 e IP-ul aferent localhost. Da? Și atunci o să zic init address aici. Server address egal cu init address punct get by name de localhost. Ok. Iar int server port va fi, asta e hard codat, 7777. Ok, și atunci pachetul nostru va fi new datagram packet, da, de buffer va fi bytes, lungimea va fi bytes.length, adresa va fi server address și portul va fi server port. Și atunci pot să zic acum socket.send de packet. Da?
Dacă am scris acest cod și e serverul pornit, da, uite, pornesc serverul, serverul acum a pornit pe portul ăsta și așteaptă un mesaj, mă duc și pornesc și clientul, da? Vedeți că a primit serverul, mesajul hi și acum s-a oprit serverul, da? Pentru că a fost aici instrucțiunea blocantă de receive și apoi a trecut mai departe și s-a terminat execuția. Clientul a trimis mesajul și a terminat și execuția. Da? Vedem aici și UDP client terminated, respectiv UDP server care a primit hi și apoi și a terminat execuția. Și acum vreau, ce vreau să fac e să ca serverul să-i răspundă clientului imediat ce a primit un mesaj. Da? Și atunci o să mă duc în server și o să am instrucțiunea opusă, adică ce am scris mai devreme în client, acum o să scriem în server. Da? Iarăși o să-mi iau un mesaj, să zicem că serverul răspunde cu hello. Da? În prima dată trebuie să aflu, având în vedere că am primit acest pachet, pot afla de prin intermediul pachetului adresa și portul clientului. Da? Deci o să am init address, să zic client address egal cu packet.getAddress, respectiv int client port va fi packet.getPort. Dar am aflat pe cele aferente clientului. Și acum pot să-mi iau și un string message egal cu, să zicem că ăsta răspunde înapoi cu hello. Da? Și iarăși fac un datagram packet. Packet egal cu new datagram packet de. Cred că mai am un packet, nu? Da, mai am. O să zic packet to be sent. To be sent. Da, packet to be sent, new datagram packet de. Hai să transformăm din hello în șir de bytes. Pot să zic tot bytes. Da? Deci byte array bytes egal cu message.getBytes. Așa, și aici va fi un datagram de packet de bytes, bytes.length. Apoi bytes, bytes.length, client address și client port. Ok. Ce mai trimitem pachetul? Socket. Send. De data asta. Packet to be sent. Da, ce am făcut mai devreme în client, acum fac în server. Răspund cu un mesaj. Clientul, bineînțeles, acum va trebui să conțină și codul ca să gestioneze acest mesaj. Că eu pot să răspund cu mesaj, dar clientul deja și-a încheiat execuția în momentul în care eu am rulat codul ăsta. Da? Uite, dacă rulăm acum, pornim serverul, pornim clientul, da? Serverul a primit hi, a trimis mesaj, dar clientul și-a terminat execuția de mult și nu afișează nimic. Ăsta e clientul. Ok, hai să adăugăm partea în care primim pachetul de la server. Da? Deci iarăși o să avem un byte array, ăsta va fi bufferul. Îl luăm tot de dimensiune 256 de bytes, deci un byte 256. Și voi face iarăși un datagram packet. O să zic eu received packet de data asta, egal cu new datagram packet B. Și o să avem buffer și buffer cu client. Ok, și apoi vom avea socket, un receive de receive packet. Am primit pachetul, asta era și instrucțiune blocantă până când serverul nu răspunde, nu poate să primească pachetul și îl afișez, da, sysout. Prima dată trebuie să-l transform în string, pardon, deci string received message va fi new string de received packet get data, da? Și sistemul printline received message.
În regulă, hai să-l testăm. Pornim serverul. Ok, pornim clientul. Da, și clientul a primit hello din partea serverului. Serverul, dacă ne uităm, a primit hi din partea clientului. Ei, acum, ca să fie exemplu complet, ar trebui ca atât clientul cât și serverul să poată trimite prin mesaje, adică să facă chestia asta în mod continuu. Dar că așa funcționează pe la urmă un server, da? Pe WhatsApp, la fel, da? Poți să scrii mesaj cuiva, poți să-mi trimite înapoi, îi scrii mesaje, trimite înapoi și tot așa. Și atunci, ca să se întâmple chestia asta, e nevoie să repetăm pe la urmă ce am făcut deja la infinit. Asta de fapt e și modul în care funcționează serverele de obicei, serverele de vedere software, mă refer acum. Da? Poate am un server de HTTP, cum e cazul Apache Tomcat sau altele. Da? Poate am un server de Node.js. Da? Toate în spate sunt procese care rulează la infinit. Și servicii, da? Pe acel server. Deci un proces care are un while true la un moment dat și până nu-l opresc eu forțat sau dau o instrucțiune de oprire, respectivul proces merge la infinit. Asta trebuie să facem și noi. Ori facem o instrucțiune de oprire, da? Când scrii exit, oprești chat-ul, ai avut interfață utilizator, e mai complicat să dăm click pe X și să închidem fereastra și atunci se oprește, da? Sau când îi dai stop. Da? Când am dat stop din consolă, am oprit și ies din while true. Da? Așadar, serverul ce va trebui să facă? Păi va trebui să primească în continuu pachete și să trimită, adică pot să mă duc aici pe server și să zic după server started on port, pot să zic while true să fac toată partea asta, da? Deci tot ce e după server started on port să fie într-un while true, cu precizarea că în felul ăsta o să trimită la infinit mesajul hello și n-aș vrea să fac asta. Da? Și atunci, ca să nu trimită la infinit mesajul hello, hai să citim un mesaj. Și uite, în afara try-ului vin cu un scanner. Scanner e egal cu new scanner din system, din Java util, pardon, de system. Da? Ca să citim de la fișierul standard de intrare. Și aici, în loc de string message egal cu hello, string message va fi egal cu scanner.nextLine. Dacă să citim de la tastatură valoarea mesajului pe care vreau să-l trimit clientului în cazul ăsta și voi avea o grijă ca după try catch să închid scanner. Da? Deci după catch să zic scanner.close. Da? Așadar, mi-am declarat un scanner înainte de try catch. Unde aveam, am pus tot un while true, asta a făcut deja. Unde aveam string message egal cu hello, am spus că message egal cu scanner.nextLine, ca să citim valoarea, respectiv la sfârșit, da, scanner.close. Asta ar fi pe partea de server. Hai să procedăm similar și pe partea de client. Da, mergem aici și zicem UDP client și iarăși while în try, da, while true. Atunci scriem tot conținutul try catch-ului în while true și voi face aceeași modificare, dar în loc să zică hi de fiecare dată, trebuie să citesc un mesaj. Și atunci, înainte de try, o să-mi declarez și un scanner. Egal cu un scanner. System.in. Trebuie să-l import din Java util. Și aici, în loc de hi, voi avea scanner.nextLine. Da? Și la sfârșit, după catch, scanner.close. Hai să vedem cum funcționează chestia asta. Da, o să pornesc serverul. Serverul așteaptă momentan un mesaj, nu poate trimite un mesaj, pentru că dar n-ar ști unde să-l trimită. Prima dată când se conectează clientul, obțin adresa lui. Da? Pornesc clientul. Așa, uite, poate era bine să zicem, să scriem ceva ca să știm că e mesaj. Clientul zice salut. Da? Serverul a primit salut. Serverul răspunde și el cu sal.
Da? Clientul a primit sal, ăsta zice ce faci, ăsta primește, zice bine și tot așa. Da? Și până le opresc, o să funcționeze în continuu. Care-i dezavantajul? Primirea pachetului fiind blocantă, nu poate, niciunul dintre ele nu poate primi două pachete consecutive. Adică ideea e că acum clientul nu poate să zică, nu știu, A, B, C, D și după aia tot clientul, da, acum sunt pe server, dar ne uităm aici ce scrie, server, mă întorc înapoi pe client. Deci după ce a zis clientul A, B, C, D, nu poate să zică C, D, E, F. Adică poate să zic asta, dar nu o să fie primit. Decât data viitoare să fie salvat în buffer și o să fie primit abia apoi, da? Vedeți că serverul n-a primit, el încă așteaptă mesaj de la mine ca să trimit pachet, nu să primească, și abia când zic aici X, Y, Z, îl primesc pe celălalt. Da? Am și primit cât de EF. Da? Deci, cumva, folosind packet. Pardon, socket.receive, instrucțiunea fiind blocantă, nu pot transmite mai multe, nu pot trimite mai multe mesaje unul după altul până când nu primesc un răspuns din partea cealaltă. Cum rezolvăm chestia asta? Deci va fi nevoie de încă un fir de execuție. Și voi muta partea de primire, respectiv partea de primire mesaje într-un fir de execuție separat și voi lăsa doar partea de trimitere mesaje în firul principal de execuție. Fiind două fire separate de execuție, da, nu se vor mai, da, partea de primire mesaj nu va mai bloca firul principal, respectiv partea de citire, și partea de citire mesaj nu va mai bloca citire ca să-l trimit, dar nu va mai bloca partea de primire, de receive. Hai să vedem cum am putea face asta. Și o să merg prima dată în server și ca să nu mai complic, aș putea să derivez, de exemplu, direct clasa public class tipi server extends thread. Da? Pot să derivez direct clasa curentă din clasa thread. În momentul în care am făcut asta, pot să supra-definesc metoda run. Da? Deci am zis public class UDP server extends thread, mă duc puțin mai jos și zic run, control space, da? Și mi-apare override method din thread, enter. Și atunci codul pe care îl voi scrie aici va fi executat într-un alt fir de execuție. Și acum ce o să fac? Am portul aici, ok, am scannerul aici, ok. Probabil de socket voi avea nevoie și în run, pentru că va trebui să fac receive pe el. Da? Și atunci, hai să mut partea de port și socket, să o mut în clasa server. Da? Deci o să vin aici și o să zic final, chiar private final in port. Da? Am pus-o în clasă. Respectiv, aici o să fac... O să declar aici un private datagram, datagram socket, care zic socket, și voi face un constructor al clasei. Metoda main fiind statică, va trebui să instanțiez de pe server ca să apelez metoda run. Dacă clasa metoda run e o metodă care se apelează pe instanță, pe când main fiind statică se apelează pe întreaga clasă. Și atunci, ca să apelez run din main, va trebui să creez o instanță de UDP server. Și atunci o să fac și un constructor. Da, o să fac un public UDP server. Nu se pot instanția... Nu se pot instanția direct aici new datagram socket de port, pentru că o să-mi arunce excepție. Da, deci nu pot inițializa la definire, ci va fi nevoie să inițializez în constructor. Adică aici să zic socket egal cu new datagram socket de port. Da? Și ăsta poate să arunce excepție și așa că dăm click aici și zic surround with try catch. Da? Acum ce se plânge că nu e folosit. O să-l folosim ei. Deci avem private final int port, am mutat aici 7777, socket-ul folosit de server, avem un constructor care inițializează socket-ul, asta înseamnă că în main nu va mai fi nevoie aici de tried resources. Hai să zic și asta cu server started on port. Îi dau control X și o pun în constructor. Da? După ce a făcut chestia asta, să și zic că server started on port. Am zis in, on port. Și port. Ok. Și acum, în loc să spun try datagram socket, etc. Da? Deci am partea asta. Asta o puteți considera ca fiind partea clasei, acum partea statică, main-ul e static.
Și nu voi mai avea tried resources, așa că o să șterg partea asta de aici. Da? Va fi un try normal. Și bineînțeles că îmi va da eroare peste tot pe unde e socket, dar nu e nicio problemă, că voi face în așa fel încât să obțin o instanță de socket. Da? Și cum voi face asta? Păi după ce am aici scanner și restul, o să zic aici, cum se cheamă clasa mea? UDP server egal cu new UDP server. Da? Asta va crea instanță. Și atunci, având instanța de server aici, da, o să spun după aia .server.socket. Chiar dacă e privat, eu fiind în interiorul clasei, am acces asupra lui. Da? Și deci aici va fi serverul de mai sus .socket și aici server.socket. Da? Ca să trimit. Astfel încât și într-o metodă statică și într-o metodă non-statică să folosesc acest socket ca să trimit și respectiv să primesc mesaje. Acum, ce voi avea nevoie în metoda run? Să primesc mesaje. Și atunci și trimiterea și primirea de mesaje se vor face în două while true-uri diferite. Am un loop infinit în care primesc mesaje, un loop infinit în care trimit mesaje. Da? Și atunci zic aici while true. Da? Ce vreau să fac acum e să primesc mesaje, da? Și atunci o să iau partea asta de aici, numai puțin asta. Da? Asta e partea de primire mesaje. Control Q. Și o să zic buffer, buffer egal cu new buffer. Nu mai e nevoie de server, pot zic greg socket, că acum nu mai sunt în clasa, în funcția mea. Byte buffer egal cu new byte 256, datagram packet egal cu new datagram packet, socket.receive care aruncă mi excepție, așa că dau să rămâi try catch, da, de packet, string receive message egal cu new string de packet.data, system out print line. Da, am mutat puțin mai sus. Ok. Asta face run-ul, da? Primește în continuu pachete. Primul pachet primit e cel care îmi dă adresa și portul. Că atunci dacă aș porni direct thread-ul ăsta, primul pachet va fi primit în alt fir de execuție. Și atunci va trebui să partajez cu firul principal de execuție client address și client port. Da? Și va trebui să folosesc sincronizare și alte chestii. Și atunci ca să evit partea asta, voi primi primul pachet în afara while true-ului și în afara thread-ului principal, doar primul. Urmând ca următoarele să le primesc în celălalt fir de execuție. Așa că voi muta partea asta, da, de aici, control X, în afara while true. Deci prima dată ce fac? Prima dată primesc un pachet, i-am obținut adresa și portul, apoi o să pornesc firul de execuție astfel încât să primesc și alte pachete, da, să nu fie singurul, că ar fi fost doar ăsta, s-ar primi doar un pachet, și atunci zic server. Start, da? Ca el pe alt fir de execuție acum să-mi execute codul de aici și să poată primi și alte pachete în afară de ăsta, respectiv într-un alt while true de data asta în firul principal de execuție, am mesaj egal cu scanner.nextline, message.getbytes, packet to be sent, respectiv trimite pachetul către client. În mod asemănător, trebuie să fac acum și pentru client. Cum bineînțeles, nu e idee bună să dau copy-paste la cod, am făcut asta doar ca să ne mișcăm rapid, da. Cel mai ok, știți că de fiecare dată când dăm copy-paste la ceva, ar fi bine să mutăm într-o funcție. Da, puteam să fac o funcție receive packet și o apelam și de aici și de aici, da, ca să mai scriu, dau copy-paste la același cod. Ok, hai să mergem în client, să facem același lucru. Da, și clientul va avea nevoie de două fire de execuție. Un fir de execuție în care primește pachete, un fir de execuție, o să folosim pe cel principal, în care trimite pachete. Așa că o zicem UDP client extends thread și el, da? Derivând clasa thread, o să am aici, tot așa ca din cu acel new datagram socket, că poate să arunce excepție, deci o să zic un private datagram socket. Datagram socket. Socket. Și am nevoie de un constructor acum, public UDP client
Asta va face socket egal cu new datagram socket. De data asta nu mai e nevoie de pachet, de port, pardon, pentru că e clientul, dar poate să arunce excepție, așa că puteți să dăm click aici, să zicem surrounded try catch. Da? Și respectiv de metoda run. Și iarăși să zic, după UDP client, după constructor, run, control space, override method in thread, enter. Trecem acest comentariu de tip do, pe lângă super.run, spuneam că celălalt thread facem primirea de pachet. Și hai să vedem unde, aici e partea de primire, da? Partea asta, de la byte buffer în jos, da? Dau control X, am luat codul de acolo, îl pun aici, socket.receive, da? Deci am luat tot codul de la byte array buffer în jos până la sfârșitul file-ului infinit, l-am pus aici. Ăsta aruncă excepție, nu mai sunt try catch acum, așa că dau click și zic surround-ul try catch. Mut codul de aici mai sus. Da, și cam asta e metoda run acum. Ca să nu modific foarte mult, am preferat să păstrez metoda main în clasă. O altă posibilitate era să fac două metode main separate și să fac să fie full orientat obiect, de exemplu, adică să am două metode, una send packet, una receive packet, una lucra pe thread, alta pe thread-ul principal și doar să le apelez din main. Era așa o variantă. Și pe thread-ul principal doar voi primi mesaje, bineînțeles, nu folosind alt socket, că altfel sunt doi clienți separați, ci voi șterge de aici din try resources, voi zice doar try și atât, da? Bineînțeles, nu o să mai aibă socket, dar nicio problemă că instanțiez clasa în care mă aflu, adică o să creez o instanță UDP client, client e egal cu new UDP client. Da? Și atunci va fi client.socket. Acum ce aș mai putea să fac așa pentru optimizare, să scot această adresă și port în afara while true-ului pentru că vor fi aceleași de fiecare dată. Da? Deci pot să zic try partea asta și apoi, că nu are rost să le instanțiez de fiecare dată, ele sunt, rămân aceleași. Da? Și atunci cât timp while true, și aici am uitat while true, da, while true string message egal cu scanner.sline, byte bytes, datagram packet, client.socket.send și aici toată partea asta de buffer și așa va fi tot într-un while true, bineînțeles, că nu primesc un singur pachet, ci mai multe. Da, și atunci aici, super.run, while true, creez un nou buffer, primesc pachetul, îl afișez, primesc pachetul, îl afișez și tot așa. Și ce n-am făcut în client? N-am pornit thread-ul. Am uitat partea asta. Deci aici după client, client.start. Da? Și abia apoi am try catch-ul cu while-ul, dacă altfel nu pornea metoda run. Hai să vedem dacă funcționează. O să pornesc serverul. Da, asta zice serverul start de un port, dar nu mă lasă să... Am mă lasă, dar n-am cum să-i trimit. Da, deci eu pot să zic aici ceva, dar n-am cum să-l trimit, cui să-l trimit, că încă n-am primit un răspuns. Apoi pornește clientul. Da, și ăsta zice ceva, doar că a și primit ceva, că rămăsese în buffer și serverul a văzut. Da, acum serverul poate să zică două lucruri. Poate să zică A, B, C, D. Da? A primit clientul, mă duc înapoi pe server, da? Și mai scriu un mesaj, că face el saltul ăsta automat din client în server, dar nicio problemă, cd ef, da? Și am un șef de ăsta foarte lung. Toate trei mesaje, vedeți că sunt consecutive. Clientul le-a primit pe toate trei. Acum clientul vrea să trimite cel mai multe mesaje consecutive. 1, mă întorc în client, da? 2, da, le-a primit. Clientul acum 3. Da? Deci poate oricare dintre cele două clase, clientul respectiv serverul, să trimite oricâte mesaje consecutive, celălalt va primi, serverul la fel poate trimite oricâte mesaje consecutive, clientul le va primi. Și atunci, na, dacă vreau să mă opresc, având în vedere că am pus while true, nu while nu știu ce condiție, va trebui să le opresc. În momentul când opresc procesul, toate firele de execuție în acel proces sunt oprite, așa că
nu fac probleme, nu rămâne nimic agățat. În regulă, acestea fiind spuse, ne revedem la următorul laborator. O zi bună!